Voi încheia apoteoptic cu o meditație tot despre cunoaștere a filozofiului iluminist Voltaire. Citez: stăteam într-o noapte de gânduri, răpită de priveliștea naturii. Eram uimită de adâncul nemăsurat al lui cerești, de mersul nemăsurat al astrelor scriitoare. Dar ceea ce mă uimea și mai mult era inteligența care stăpânește peste toate aceste nemărginite cuprinsuri. Îmi spuneam, trebuie să fii orb, să nu rămâi uimit în fața acestui spectacol. Trebuie să fii unetot ca să nu-i poți întrezări autorul. Trebuie să fii unebun ca să nu-l adori, să nu-l iubești și să nu-l slujești. Ilustris episcopiei magistri Florentin Crihalmianu, audiamus nunc. Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam super misericordia Tua et veritate Tua. Vestre Eminentie Andrei, Archiepiscopo Vadi Felacet Napocensis, Metropolite Napocensis, Belgradi, Crisane et Malamorensis, Vestre Excellentie Eminentissime professori dottori Radu Munteanu, Rectori Magnifico Napocensis Technice Universitatis, Excellentissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi, quibus libet Technice Universitatis Senatus insignibus membris, fidelibus clericis et consacratis personis, cuis reverendissimus urbis doctorinus, carissimis studentibus, amatissimis fidelibus, omnibus cui congregatis, carissimis studentibus, omnibus cui congregatis. Laudetur Iesus Christus. Proavium nostrorum sermonibus hoc animo eloquendum est, gratias agentibus, academice senatui membris, quibus libet et sue excellentie, honorissime rectori magnifice Radu Munteanu, honorem super eminentissimam hac nobis hodie intentam, Ecclesiae Romanae cum apostolico sede congregate greco-catholice, et omnibus Christianam confidentibus fidem, sacrausque ad summa, Romanae doctrine auctoribus, fautoribusque omnium de terra Transilvaniae Romanarum incolarum jura, de hoc nobis in summa distinctione. Non autem nos, sed fidei satores et doctrine cultores magno hoc decore dignari reputabis.
animis semper sit eorum memoria nostris. Laudat să fie Iisus Hristos! În greul strămoșilor de gintă, am dorit să încep adresându-mi un cuvânt de mulțumire membrilor Senatului Academic și personal, Excelenței sale, domnule rector magnific Radu Munteanu, pentru onoarea deosebită pe care o face astăzi Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică. Și acelor înaintași ai noștri, mărturisitori ai credinței creștine până la jertfa supremă, promotori ai culturii românești și militanți ai luptei pentru drepturile românilor ardeleni, prin acordarea acestei înalte distincții universitare. Consider că acestor creatori de istorie, ziditorii credinței și deschizători de largi orizonturi culturale, li se cuvine din plin această mare onoare. Să le fie memoria în veci binecuvântată. Distins auditoriu, permiteți-mi să încep cu mărturisire. În vara anului 1978, când cu elan tineresc, dar și cu emoție, urcam treptele noii clădiri a Facultății de Mecanică a Politehnicii Clujene pentru examenul de admitere, probabil chiar în această aură, nu m-am gândit nicio clipă că la distanță de 32 de ani voi fi invitat aici să primesc în altul titlu de onoare pe care astăzi l-am primit. S-au însuit de către distinși antevorbitori multe activități, titluri, merite, publicații și alte asemenea lor. Ascultându-le, îmi vine în minte cuvintele profetului Ieremia, adresate în numele Domnului fiilor casei lui Israel. Să nu se laude înțeleptul cu înțelepciunea, să nu se laude puternicul cu puterea, să nu se laude bogatul cu bogăția. Dar ne întrebăm atunci cu marele Vasilie, arhiepiscopul Cezarei din Capadocia, care este lauda adevărată? Prin ce este mare omul? Răspunsul ne vine de la același purtător al cuvântului lui Dumnezeu, Ieremia. De se laude cineva, să se laude numai cu aceea că pricepe și mă cunoaște că eu sunt Domnul. Marele Vasile ne amintește cuvântul Scripturii: Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Și apoi ne sfătuiește cum să cultivăm smerenia. Citez: dacă ți se pare că ai făcut vreun bine, nu s-o poti numai acest bine, uitând cu știință de celelalte păcate. Nici nu te mândri cu faptele bune săvârșite azi, iertându-te singur, iertându-te singur de faptele rele săvârșite ieri sau alaltă ieri. Ci când ai de gând să te lauzi cu o faptă bună săvârșită acum, adu-ți aminte de fapta rea de mai demult și atunci vei pune capăt mândriei nesăbuite. Sfântul Apostol Pavel rezuma sintetic unicul motiv al laudei noastre: cel ce se laudă în Domnul să se laude. De aceea, însușindu-mi aceste cuvinte, permiteți-mă în primul rând să-i mulțumesc Domnului pentru toate binefacerile și harurile primite,
pentru lucrarea sa în lume, în neamul nostru, în biserica și în familia din care fac parte. În al doilea rând, să-i mulțumesc pentru toți cei prin care El a împlinit planul Său și m-a călăuzit spre împlinirea voinței Sale. Ca urmare, dați-mi voie să consider că lauda, cinstea, onoarea, ca și distinția primită astăzi, este acordată bisericii pe care o reprezint, Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică, și în cadrul acestei nobile instituții, modelelor pe care Bunul Dumnezeu mi le-a așezat în calea vieții. Marile personalități prin care Domnul a condus destinele bisericii, dar și al neamului nostru, de la întemeiere și până astăzi, ne stau în fața ochilor minții ca adevărate modele de viață, făuritoare de noi orizonturi și aducătoare de noi haruri. Avem datoria sfântă de a studia cartea istoriei, pentru ca, descifrând trecutul, să învățăm să ne cunoaștem corect identitatea prezentă și astfel să putem intui voința Domnului și la această lumină să pregătim, așa cum se cuvine, viitorul. Fundamentul acestei afirmații este acel trinom al lecției predate de către Domnul nostru Iisus Hristos ca itinerar spiritual celor doi apostoli în drum spre Emaus. Memorie, identitate, misiune. Un trinom ce dăinuie peste timp ca principiu de orânduire a vieții până astăzi. Sunt trei cuvinte cheie care, de fapt, răspund celor trei întrebări fundamentale pe care orice persoană trebuie să-și le pună în momentele de răscruce ale propriei vieți. Ce trebuie să cunosc, ce să-mi amintesc, cine sunt, care este identitatea mea, ce am de făcut, care este vocația, chemarea mea. Pe aceste trei teme fundamentale, onorată asistență, voi încerca să structurez gândurile care vor fi expuse în continuare. Mai întâi, memorie. Ce trebuie să ne amintim? Cuvintele epistolei către evrei ne îndeamnă și astăzi. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luarea minte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos, ieri și astăzi și în veci, este același. Privind trecutul la lumina Harului Divin Căruzitor, se cuvine să ne amintim mai întâi cu reverență de episcopii întemeietori ai unirii cu Biserica Romei, mitropoliții Teofil și Atanasie, apoi de episcopii reformatori, primul arhiereu al episcopiei Făgărașului, Ioan Giurgiu Patachi, despre care excelența sa, domnul rector magnific, deja a vorbit, și care a fost și cel din tâi doctor în teologie al neamului românesc la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma. Iar unii autori îl consideră ca fiind la vremea aceea cel mai instruit om din rândul națiunii române. Bun părinte și apărătoriu al bisericii și al neamului românesc, îl descrie Samuel Micu, urmat de episcopul vizionar Ion Inocentie Micu, ctitorul sediului episcopal și al catedralei Blajului, luptător pentru drepturile națiunii încă nerecunoscute a valahilor transilvani, dar indiferent de confesiunea lor. Deschizător de orizonturi culturale,
și social-politice, urmat mai apoi de Petru Pavel Aron, care ajungând episcop, observă că lupta pe plan politic este inegală, deoarece lipseau elitele intelectuale. Înțelege importanța și urgența formării culturale și de aceea deschide porțile școlilor Blazului la 1754. Adevărate fântâni ale darurilor, cum le numea el însuși, Petru Pavel Aron, vor constitui primele focare de cultură românească sau școlile națiunii române, cum scrie Ștefan Pascu, deschise tuturor confesiunilor. Acolo, la Blaj, în mica Romă, încântătorul salut al poetului neamului Eminescu, prin fericită îmbinare dintre altar, amvon și catedră, sub atenta supraveghere a ierarhilor greco-catolici și a călugărilor bazilieni, se naște, de fapt, prima generație de dascăli, ai școlilor blăjene, care în decurs de un secol, deci până la mijlocul secolului al XIX-lea, au oferit neamului peste 10.000 de absolvenți cu studii medii și superioare. Iar sămânța sădită în pământul bun al sufletului românesc a rodit îmbelșugat prin generațiile acelor eminenți elevi care, valorificând deschiderea orizontului cultural european prin Biserica Unită, au adus lumina culturii marilor centre de studii europene în întreg Principatul Transilvan. Acolo au descoperit rădăcinile latine ale limbii și poporului nostru, dar și conștiința unei națiuni cu un destin sublim. Astfel, a luat ființă mișcarea spirituală, ideologică și culturală cu caracter iluminist, cunoscută sub numele Școala Ardeleană, ce avea ca exponenți reprezentativi pe Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior și Ioan Budaideleanu, pe care i-ați văzut în imaginea alăturată, având și lucrările lor. Se cuvine să amintim cu reverență de vrednicul arhipăstor Alexandru Ștelca Șoluțiu, care prin bula pontificală Eclesia Christi din 1853 devine primul arhiereu al nou înființatei Mitropolii al Blajului, subordonată direct scaunului apostolic al Romei, iar la aceeași dată sunt înființate două noi eparhii, cea de Lugoj și cea de Gherla Armenopoli. Șirul arhiereilor Gherlei începe cu vrednicul cărturar și bun organizator Ioan Alexi, urmat de înțeleptul păstor și eruditul teolog Dr. Ioan Vancea de Buteasa, care, ales mitropolit al Blajului, va participa activ la lucrările Concilului Vatican I, în cetatea eternă. Episcopul Mihail Pavel este al treilea episcop al Gherlei, bun administrator, cu dragoste și blândețe față de credincioși, cel care încheie lucrările de ctitorire a noii biserici de zid a mănăstirii Nicula. Îi urmează Dr. Ioan Sabo, înțelept teolog, blând păstor, ctitor de școli și lăcașe de cult, între care și noua catedrală din Gherla, acolo unde, în criptă, odihnesc și astăzi osemintele sale. Apoi, pe tronul Gherlei ajunge Dr. Vasile Hosu, arhiereu iubitor de biserică și neam, neînfricat propovăduitor și apărător al credinței, personalitate proeminentă a vremii, înhumat în aceeași criptă, alături de înaintașul său. Timpul de strălucire al istoriei eparhiei de Gherla și apoi de Cluj-Gherla, din 1930, este atins însă în perioada arhipăstoririi
episcopului Iuliu Hosu, doctor în filozofie și teologie la Universitatea de Propaganda Fide din Roma, numit episcop la doar 32 de ani. Strălucit orator, bun părinte și înțelept păstor, titor de biserici și așezăminte monahale, episcopul vizitațiilor canonice, a fost și un luptător neobosit pentru drepturile bisericii și neamului. Ales și desemnat ca membru în delegația Marii Sfat Național, împreună cu episcopul ortodox Miron Cristea, tânărul arhiereu greco-catolic a fost cel care a dat glas voinței celor 100.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, citind textul Rezoluțiunii de Unire. Acolo au răsunat la 1 decembrie 1918 memorabilele cuvinte. Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România Mare, una și nedespărțită. De acum, o Românie Mare, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și pe credința poporului său. Pilduitoare sunt aceste cuvinte și pentru contemporanii noștri politicieni, între care probabil unii au uitat că fundamentul de piatră al edificiului unității românești este dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului său. Permiteți-mi o paranteză. Tot la Alba Iulia, prelatul greco-catolic, după îmbrățișarea cu fratele său ortodox, rostea, precum ne vedeți astăzi îmbrățișați, frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți frații români. Nu ne rămâne decât să adăugăm amin. Așa. Distință ținută morală, intelectuală și ecumenică, episcopul din Cluj-Gherla a fost desemnat senator de drept în Parlamentul României, membru de onoare al Academiei Române și chemat mai apoi la ceasul examenului mărturisirii credinței, cu temeinică formare spirituală și umană, cu solide principii de viață, a rămas consecvent valorilor, idealului vieții sale, afirmat cu tărie în fața impostorilor și a ispititorilor regimului ateu. Credința noastră este viața noastră. Și tocmai pentru că mărturia de credință și tocmai pentru mărturia de credință oferită în vremurile grele ale vieții sale, în arest preventiv, în celule de închisoare sau în alte locuri de detenție, Pontiful Suprem al Bisericii Catolice l-a învrednicit de titlul de Prinț al Bisericii, cel din tâi cardinal al neamului românesc. Eminența sa, Iuliu Hosu, nu a ajuns însă niciodată să primească din mâna urmașului Sfântului Petru însemnele și tronul rezervat demnității sale, deoarece a preferat să rămână acasă cu credincioșii săi persecutați. Lista arhiereilor eparhiei nu ar fi completă dacă nu am amintit și de eruditul teolog Ioan Chertes, om de mare profunzime spirituală, consacrat episcop în clandestinitate și mărturisitor al credinței în închisorile comuniste, precum și de toți acei înțelepți preoți care, fără a primi toian și tron arhieresc,
au cărmuit cu înțelepciune și prudență turma cuvântătoare a eparhiei de Cluj-Gherla în timpul detenției arhiereilor. Canonicul Nicolae Pura, ieromonahul Silvestru Augustin Prunduș, monsignorul Eugen Popa și monsignorul Tetulian Langa, prelat papal. După momentul trecerii în legalitatea bisericii, toiagul arhipăstoresc a fost încredințat excelenței sale George Guțiu de către mitropolitul Alexandru Todea la celebrarea liturgică ce a avut loc pe stadionul municipal din urmea noastră. Un arhiereu modest și smerit, blând și răbdător, dar ferm și direct când era cazul, care a rămas mereu fidel credinței sădite în suflet de mama sa și de danscării seminarului din Blaj. El a acceptat să fie hirotonit preot în clandestinitate, iar atunci când arestat, fiind adus în fața instanței de judecată, i s-a cerut ultimul cuvânt de om liber, a mărturisit răspicat și cu demnitate, cred, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Acesta a fost motoul ce a luminat cei 14 ani grei de închisoare, dar și mai apoi anii rodnici de arhipăstorire. Onorată asistență, pentru că ne aflăm într-o aulă a Universității Tehnice, permiteți-mi să precizez că pe linia culturală a școlilor Blajului se înscriu la începutul secolului al XIX-lea chiar și câteva școli tehnice. De exemplu, Școala de Arte și Meserii, devenită ulterior Gimnaziul Industrial Sfântul Iosif, Cursul Profesional Român Unit pentru Ucenici Industriali și Comerciali, Școala Comercială de Băieți și Liceul Comercial Român de Fete. Aceste instituții denotă deschiderea dascărilor blăjeni spre un orizont spiritual, cultural, științific larg, spre o formare corespunzătoare exigențelor noului veac al luminilor, într-un cuvânt, deschiderea spre modernitate. De pe băncile școlilor Blajului au răsărit mari oameni ai neamului nostru, între care Timotei Cipariu, Andrei Mureșanu, August Tremoiu Laurian, Alexandru Papiu Iladian, Ioan Maiorescu, Augustin Bunea, George Balițiu, Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Lucaciu, Ioan Rațiu și multe alte personalități, clerici sau laici, care au fost fiecare în domeniul său purtători ai luminii culturii, modele de viață, trăitori ai adevăratelor valori și promotorii responsabili ai idealurilor unei națiuni. În mersul ei, Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică a rămas consecventă pe linia afirmării idealurilor spirituale și naționale, afirmate încă din timpul corifeilor școlii ardelene, aducându-și contribuția esențială, împreună cu Biserica Ortodoxă, la momente de răscruce ale istoriei neamului. Suplexul din 1791, adunarea de pe Câmpia Libertății de la Blaj, mai 1848, memorandumul din 1892, precum și Marea Unire de la Alba Iulia din 1918. O linie ca un fir roșu, ce a condus itinerarul spiritual, cultural și național al Bisericii Unite, sintetizat atât de bine de întâiul purpurat al neamului românesc, cardinalul Iuliu Hosu. Dacă nu era unirea religioasă de la 1700, nu era nici adunarea de la Blaj din 3-15 mai 1848, unde s-a strigat vrem să ne unim cu țara, iar fără aceasta nu era nici unirea din 1918. Perioada de marcantă evoluție a Bisericii Române Unite a fost brutal întreruptă în 1948 prin sublimarea structurilor culturale și cultuale de către reprezentanții regimului comunist. Se încheie astfel o puternică tradiție de formare culturală și social-politică
de înaltă calitate spirituală ce și-a validat prin istorie aportul pozitiv. La aceasta însă s-a adăugat și actul iresponsabil al exterminării unor iluștri reprezentanți ai generațiilor de excepție, ale elitelor intelectuale formate la înaltele școli ale Europei. Eliminarea din viața socială a unor mentori, modele de viață, adevărați maestri ai generațiilor tinere, a condus la căderea unor idealuri, absența scării valorilor, scăderea calității formării spirituale și umane a liderilor societății românești, ajungând astfel în funcții cheie la conducerea destinelor țării și ai societății, oamenii atei, incompetenți și inculți. Două generații de episcopi greco-catolici au fost purtați pe drumul exterminării, în total 12, ca și colegiul apostolilor lui Iisus. Despre aceștia spunea cu venerație pontiful roman Pius al XII-lea, Iisus a avut 12 apostoli, dintre care unul a trădat. Biserica greco-catolică a avut 12 episcopi, dintre care nici unul nu a trădat. Îi vedeți în această imagine. Pentru 7 dintre acești apostoli ai Bisericii Greco-Catolice s-a deschis cauza de beatificare la Congregația pentru Cauzele Sfinților din Vatican. Aceste vremuri de crâncină prigoană au constituit pentru reprezentanții Bisericii Greco-Catolice proba de foc a formării spirituale umane care a dobândit bisericii un nou apelativ pe care cu admirație fericitului Ioan Paul al II-lea îl scria în scrisoarea apostolică la tricentenarul Unirii din anul 2000, Biserică a Martirilor și Mărturisitorilor. Iată distinsă asistență în puține cuvinte și neîndestulătoare, tezaurul pe care ne-au transmis venerabilii înaintași ai bisericii noastre, și totodată contribuția remarcabilă pe care aceștia au avut-o la viața spirituală și culturală a bisericii și neamului românesc, iar prin aceasta la edificarea conștiinței creștine și a conștiinței de neam. Trec la punctul al doilea, identitate, cine suntem. Pentru acest chip ne unim și ne mărturisim a fi mădularele Sfintei Catolicești Biserici a Romei, cum prenoi și rămășițele noastre, din obiceiurile bisericii noastre răsăritului, să nu se clătească, ci cu toate ceremoniile, sărbătorile, posturile, cum până acum, așa și de acum înainte, să fim slobozi ale ține, scria Vladica Atanasie în Cartea de Mărturie din 7 octombrie 1698. Iar Marele Vasile Vodă, mitropolitul Clajului, două secole mai târziu, explica identitatea Bisericii ca o simbioză între ritul bizantin și sufletul latin, spunând: dacă etnicește, suntem o fericită combinație a elementului răsăritean cu cel apusean, tot așa trebuie să fim și bisericește, rit și cult răsăritean ortodox, care ni s-a prefăcut în a doua natură, și credință lăuntrică, adică suflet apusean. În scrisoarea apostolică a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, fericitul pontif de venerată memorie prezenta cele 6 elemente definitorii ale identității bisericii noastre. Citez: își învinge rădăcinile în Cuvântul lui Dumnezeu, în învățătura Sfinților Părinți și în tradiția bizantină, dar posede în afară de aceasta o expresie specifică în unirea cu scaunul apostolic și în persecuțiile din secolul 20, pe lângă latinitatea poporului său. Sintetizând, putem afirma că sunt trei elemente cu caracter teologic: Cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Sfinților Părinți și tradiția bizantină, la care se adaugă trei elemente cu caracter istoric: latinitatea poporului român, unirea cu scaunul apostolic al Romei și rănile persecuțiilor secolului 20. Voi merge mai departe în timp
am înșiruit aici în continuare câteva din modulurile pe care le-am ales pentru misiunea episcopală. Trec însă la un moment care consider că este mai important pentru distinsa asistență. Un rol deosebit l-a avut în formarea umană și intelectuală timpul anilor de studenție din cadrul Facultății de Mecanică, Secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini a Institutului Politehnic din orașul nostru în perioada anilor 1979-1984. Precizez această perioadă din două motive. Mai întâi, pentru că am avut providențiala șansă de a face parte din prima generație de studenți care și-au desfășurat ciclul de studii de la examenul de admitere până la examenul de diplomă, integral în noul complex de clădiri ridicat aici, pe strada Podgoriei, astăzi Bulevardul Muncii, în deplină integrare cu producția, aspectul pe care noi studenți îl tream din plin zilnic pe mijloacele de transport în comun, așa cum directivele vremii au preconizat. În al doilea rând, am avut o altă providențială șansă de a putea primi formarea teoretică, intelectuală, dar și formarea umană din partea unor reprezentanți al unei generații de aur între dascării politehnici clujene de la începutul anilor 80. Gândul acum mi se îndreaptă cu recunoștință spre acești iluștri profesori și mă bucur că unii dintre ei se află încă aici împreună cu noi. Cer scuze pentru că timpul nu va permite decât să punctez aceste personalități. Totuși, voi accentua personalitatea eminentului profesor doctor docent inginer Andrei Lipianu, nume de rezonanță mondială în științele tehnice, pe care fascinați că l-ascultam la cursurile de mecanică din primii ani. Personalitate de înaltă cultură, un maestru al logicii, dar și un rafinat orator dotat cu un subtil umorism care nu putea să scape unor tineri ucenici, făcând să rămână celebre câteva din expresiile sale. Permiteți-mi să citez. Atunci când studentul reușea să scoată după ore de chin mult râvnitul 5, profesorul Lipianu, vădit nemulțumit, îi spunea: Puștule, ia-ți carnetul și du-te la portar să-ți treacă nota. Când discipolul se remarca pentru un răspuns necorespunzător, profesorul îl privea lung și meditativ, concluzionând retoric: Puștule, tu ai o inteligență care tinde asimptotic către zero. Sau: Puștule, tu ești un geniu la pătrat. Adevăratul maestru reușea să-și practice vocația profesională cu artă și pasiune, încercând să ne inspire și nouă celor tineri același zel. Astfel, de multe ori nu se mulțumea cu un limbaj tehnico-științific, ci încerca să metaforizeze, să încorsetăm într-o formulă. Sau: priviți acest superb vector albastru. Priviți, vă rog, și imaginile, pentru că probabil aici era tabla pe care o vedeți în partea de jos, din imaginea de jos, și gesturile largi pe care le făcea dirijând Sinfonia Mecanică, cum am numit-o noi, tineri studenți. Pentru că la fiecare oră de curs desena cu cretă colorată, ceea ce îl făcea uneori să arate la încheierea cursurilor foarte colorat și la propriu și la figurat. Cursurile erau dialogice și marcate adeseori de întrebări retorice. Vă voi întreba, iar voi îmi veți răspunde. Un stil pe care mai târziu l-am redescoperit și în scrierile părinților bisericii. Amintesc cu stimă de distinsul profesor doctor inginer Alexandru Chișiu, care ne-a predat cu multă înțelepciune cursul de organe de mașini, în primul an de studenție ne-a ținut o frumoasă prelegere despre profesia de inginer, privită nu doar ca o meserie, ci ca o vocație ce trebuie trăită ca atare. Eminentul profesor, doctor inginer Bazil Popa,
care cu stilul său sobru și elevat ne-a învățat despre termotehnică și mașini termice. Iar studiul materialelor l-am făcut cu un alt ilustru reprezentant al acestei generații, care mă bucur că se află aici prezent, cu domnul profesor doctor inginer Horia Colan. Atunci, acum titlurile sunt mult mai numeroase și mă bucur mult să îl revăd, Dumnezeu să-mi dea sănătate. Personalitate de înaltă competență și de renume internațional. Am apreciat cursurile de analiză matematică cu remarcabilul profesor dr. Câmpeanu, având ca asistentă pe doamna Rodica Blaga și doamna Sarina Ciupa. De asemenea, cursurile deosebit de interesante de mecanisme cu profesor dr. Inginer Desideriu Maroș, precum și cele de rezistența materialelor cu profesor dr. Inginer Ioan Păstrav, cele de bază de așchierii cu profesor dr. Inginer Liviu Deac, cursurile de toleranță și măsuri tehnice cu remarcabilul profesor dr. Inginer Gheorghe Pavel, un om al principiilor, dar și un bun prieten al studenților. Decanul facultății era în acest timp profesor dr. Inginer Gheorghe Petriceanu, iar rectorul Politehnicii era domnul profesor dr. Inginer Attila Balfalvi. Am avut și șansa de a cunoaște profesori de la Facultatea de Electrotehnică în virtutea prietenilor pe care aveam și cu ceilalți studenți. Îmi amintesc de domnul profesor dr. Inginer Nicolae Patachi, remarcabil dascăl la materia măsurări electrice. Voi mai aminti doar pe dascălul și prietenul studenților, profesor dr. Inginer Tăpălar Iosif, de la specializarea ștanței și matrițe în următorul lucrării de diplomă, care cu competență și disponibilitate m-a ajutat să finalizez studiul și să susțin cu bine examenul final. Lista distinșilor dascăli, profesori, asistenți, laboranți, nu este exhaustivă, dar vă asigur că fiecare dintre onorații noștri maestri au un loc în sufletele și rugăciunile noastre. Iar celor trecuți la Domnul ne rugăm să le fie odihna veșnică. În cei 5 ani de studii am parcurs 50 de cursuri la diferite materii, susținând corespunzătoarele examene și corofii. La încheierea semestrelor academice aveam practica productivă în atelierele facultății, în secții de producție, din întreprinderile de peste drum sau la recoltatul roadelor pământului, așa cum se obișnuia pe vremuri. Memorabilă în acest sens a rămas campania agricolă de o lună din toamna anului 1982 la Cules de Struguri, la Rasova, Cernavodă, localitatea Cochirdeni, sub blânda și prietenoasa privire a tânărului asistent dr. inginer Marcel Popa. Distinsă asistență, probabil vă întrebați cum a putut ajuta formarea politehnică și gândirea inginerească drumul împlinirii unei vocații la slujirea lui Dumnezeu. În primul rând, aici, în această clădire, am învățat să învăț și să cunosc. Există o metodologie, dar și o artă a învățării care se dobândește evident învățând. M-am bucurat să regăsesc confirmarea acestui aspect în mesajul rectorului de prezentare a Universității Tehnice Clujene. Pot afirma că metodologia de studiu, structurarea gândirii, exprimarea unor idei clare și distincte, precum și arta comunicării lor, sunt doar câteva aspecte care m-au facilitat studiile în universitățile pontificale, chiar dacă erau pe profil umanist. Aici am învățat să prețuiesc pe cei învățați, pe adevărații maeștri, care predau tinerilor nu doar teoria științelor, ci mai cu seamă știința vieții. Am învățat de asemenea că multă cunoaștere cere și multă smerenie și multă înțelegere față de ucenicii tineri. Am învățat că un bun inginer nu trebuie să aibă capul calendar, ci trebuie să știe unde să caute și să găsească informațiile necesare. Poate fi cu capul în nor, să aibă curaj să spere, dar cu picioarele trebuie să fie pe pământ. Am învățat să prețuiesc prietenia adevărată, colegii și dascării, care te priveau la fel, indiferent de notele pe care le luai la examene. Omul este mai important decât nota. Am învățat că uneori, chiar și din insuccese, poți foarte mult progresa
pe drumul cunoașterii. Onorată asistență, mergând pe firul cartei Universității Tehnice, am descoperit cu interes definiția ingineriei, pe care probabil cu toții o știți. De aceea nu voi citi. Prin analogie am încercat atunci să definesc teologia ca fiind fascinația celui care, sub privirea Creatorului, vede cum sufletele se transformă cu ajutorul științei despre Dumnezeu, ca apoi să se materializeze în gânduri, cuvinte, fapte, să genereze vieți sfinte, familii cu viață sfântă și mari personalități ale vieții spirituale, pentru ca toate acestea se poate conduce omul la cel mai înalt standard de viață la care ființa umană este chemată și la confortul maxim, adică la împărtășirea vieții divine, acolo unde, după cuvântul părinților bisericii, toți au totul și de toate, de plin și pentru totdeauna, adică fericirea vieții veșnice. Noua concepție a conducerii Universității Tehnice se preocupă în mod firesc de formarea elitelor, cu deosebită atenție față de capitalul prețios al resurselor umane. Consider că învățământul superior, indiferent de specialitate, trebuie să dovedească și astăzi că este superior, tocmai prin calitatea persoanei pe care o formează. Acesta este feedback-ul, confruntarea cu societatea, care adesea este nemiloasă, pătimașă, concurențială și îngoare după câștig cât mai rapid și fără efort. Dar trecând prin focul acestei confruntări, omul rămâne om, adică persoană liberă și responsabilă, ce știe să-și utilizeze la lumina credinței, rațiunea, inteligența și voința, atunci procesul formativ, didactic și atins țelul. Proba practică este viața, iar examenul final de evaluare este judecata finală. Distinsă asistență, nu aș dori să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Cine vorbește ultimul, întotdeauna vorbește cel mai rău. De aceea, permiteți-mi să mă îndrept spre concluzie. Pentru a păstra autenticitatea ființei umane, se cere o maximă disciplină, și anume aceea de a rămâne fideli totalității. Refuzând dialectica dominației parțialității, a jumătăților de măsură, iar totalitate înseamnă deplinătate, dar și unitate interioară. A nu ceda instinctelor, a ști să moderăm dorințele, să stăpânim emoțiile, a ține sub control trupul nostru, a face un discernământ al gândurilor, a lua decizii conștiente și responsabile, în pofida domniei plăcerii, puterii și averii, precum și a tendinței de a obține orice rapid și fără efort a lumii de astăzi, sunt toate menite a ne ajuta să păstrăm originarea unitate cu Dumnezeu. Urmează câteva cuvinte despre sintagma model și ce reprezintă ea pentru noi, peste care voi trece. Onorată asistență, la finalul acestui cuvânt, permiteți-mi să mulțumesc bunului Dumnezeu pentru toate darurile primite și în particular pentru ultimul dintre acestea. Vestea bună pe care am primit-o în marea zi de sărbătoare a dumnezeieștii arătări a Domnului nostru Iisus Hristos, când prin decizia urmașului Sfântului Petru în tronul Romei, Papa Benedict al XVI-lea, la șirul purpuraților Bisericii Catolice din neamul românesc, alături de eminența sa Iul Husu, 1969, eminența sa Alexandru Cardinal Todea, în 1991, care au rezistat uscule ad sanguine efuzionem, s-a adăugat acum cu onoare și numele celui din tâi arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, prea fericirea sa, Lucian Mureșan. Putem și noi spune, habemus cardinale. De asemenea, doresc să adresez felicitări eminenței sale Mitropolitului Andrei pentru frumoasa aniversare de astăzi, ca și pentru titlul universitar care a fost acordat și să ne exprim bucuria că acest semnificativ eveniment se petrece în contextul memorabilei aniversării
a 153 de ani de la Unirea Principatelor Române, precum și a celebrării săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Momente de comuniune ce ne încurajează în unica luptă pe care trebuie să o ducem împreună pentru binele spiritual al bisericilor creștine și al neamului românesc. Închei. Adresând mulțumiri Senatului Universității Tehnice Clujene pentru această reușită festivitate cultural, spirituală și ecumenică de înaltă ținută academică, precum și pentru onoarea acordată Bisericii Române Unite Greco-Catolice la inițiativa excelenței sale domnului profesor dr. Inginer Radu Munteanu, rector magnific al acestei universități, erudit om de știință, personalitate marcantă a corpului docenților Alma Mater Lapocensis, nume de rezonanță de plan național și internațional, remarcabil monitor al cuvântului, dar și un pasionat al artei și sportului. Stimă și recunoștință iluștrilor dascăle politicnici clujene, de la care am învățat să învăț să cunosc, stimă și recunoștință preacucernicilor prelați ai universităților pontificale, de la care am învățat să-L cunosc pe Dumnezeu, stimă și omagiu venerabililor mărturisitori din Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică, de la care învăț în continuare să cunosc trăirea cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Viva Academia, viva Profesores, viva Membrum Quod Libet, viva Membra Feribet, Semper Sint in Flore, et Semper Sint cum Filio, et Spiritus Sancto, in Gloria Dei Patris. Amen. Care soarele este umbra lui Dumnezeu și ne dă fericirea
iar nu mai fii tu cel de toate zilele, ci cel de dincolo de dinți. Gândind așa, credința devine simbolul unui pod de aur aruncat peste nemărginirea necunoscutului, ca un arc al curcubeului ce leagă pământul de cer, ca un ghie pentru toți. Dar pentru fiecare călător arată altă, după locul în care acesta se află. Fenomenologia religiei asigură o puncte în studiul filozofic și religios, elaborând o hermeneutică fenomenologică, iar în același context, religia este un fapt compatibil doar cu omul, doar cu oamenii. Fenomenologia religiei este o știință descriptivă, care surprinde fenomenul specificitatea sa. Mai mult chiar, se poate spune că simpla analiză filozofică religioasă poate duce la o demitizare a faptului religios, iar abordarea fenomenologică conduce la o hermeneutică de tip creator. Dar această hermeneutică implică și o metafizică originală, care pornește la faptul religios ca atare. Discursul metafizic al fenomenologiei este orientat spre cunoașterea ființei umane, finite, dar și al ființei divine infinite, ajungându-se la ontologia religioasă care, în abordare monoteistă, este determinată ireductibil de verbul existenței lui Dumnezeu. Eu sunt ceea ce sunt, ca să citez din Exod. În acest context, mai amplu, euul ființării umane poate fi înțeles numai în denumirea sa transcendentă și se poate vorbi despre homo religiosus, asociat mereu și întotdeauna cu homo fata. Astfel vorbind, experiența religioasă, chiar dacă nu este o realitate palpabilă, reprezintă totuși o constantă a istoriei omenirii, adică o revelare progresivă a logosului divin, iar din punct de vedere creștin este o pedagogie a mântuirii și împlinirii spirituale a omului. Timpul ne arată mereu ce am dorit, ce am sperat și ce am pierdut, dar și altceva. Adică anumite lucruri pe care trebuie să le pierdem ca darul, pentru a le recâștiga în melancolia unei virtuți. În această lume, fiecare suntem umbra tuturor și purtăm în noi simbolul veșnicie închis în timp, iar omul pare umbră și viața lumii. Religia ne apropie mai mult de bine și îndepărtează de rău, iar calitatea de a distinge binele de rău, dreptatea de nedreptate, pare a fi la îndemâna tuturor. Dar, în materie de etică, trebuie să recunoaștem că trăim într-o inflație barocă a competenței morale, într-o lume în care toți resimt dezordinea lor proprie de neglijabilă. În fața unei icoane, cu lumânarea plință, avem timp să regretăm ce am greșit și să ne absolvim pe noi înșine, fiindcă suntem oameni. Avem timp să uităm chiar unele lecții pe care le-am primit de la viață, aici mă unul pe care nu le-am înțeles. Licărul lumânării ne șoptește că, de multe ori, dorința este o provocare a destinului. Dacă nu mai iubim lumina, viața poate avea o șansă în confruntarea cu infinitul. Apoi, la fel ca și dragoste. Credința nu se lasă constrânsă, iar Dumnezeu nu umple decât atât cât este gol în noi. Urmărind lumina, înțelegem că focul a apărut atunci când primul om s-a lovit de prima întrebare, iar apoi răspunsul a rămas singurul mijloc de a lupta împotriva cenușii. Dar cenușa înseamnă deopotrivă memorie și pomenire. Memoria istoriei ține minte fapte și evenimente, iar pomenirea bisericii ține minte jertfe, ca o așezare definitivă în memorie. Tot cenușa ne învață cu o victorie eternată, o înfrângere tendoială, iar fiecare dovadă de bunătate și înțelegere
te luminează apropiindu-te de Dumnezeu. Noi români, la fel ca și alții, din păcate, ne-am obișnuit să privim lumea de pe înălțimea unui munte de neșansă, pe care ne-a aruncat istoria fără voia noastră. Dar înțelegem că sub noi, cei de azi, stă un neam nemișcat în genunchi, în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va ajuta. Vă mulțumesc! Thank you.